Abdullah ibn Abbas, companionul profetului sallallahu alaihi wasallam, relatează: Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, că profetul, pace și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui, ba'athe bi kitabihi rajulan, a trimis o scrisoare printr-un bărbat, wa amarahu an yadfa'ahu ila 'azim al-bahrain, și a poruncit să înmâneze această scrisoare conducătorului din Bahrain. Fadafa'ahu 'azim al-bahrain ila Kisra. Azim al-Bahrain, conducătorul din Bahrain, a primit această scrisoare și a trimis-o lui Kisra, regele persan. Falamma qara'ahu, iar atunci când Kisra a citit, regele Persiei a citit această scrisoare, mazzaqahu, a rupt-o. Fahasibtu anna ibn al-Musayyib qal, cred că, spune relatatorul, că Ibn Musayyib qale, a spus, fada'a alayhim Rasulullah, atunci profetul sallallahu alaihi wasallam a spus, da'a an yumazzaqu kull mumazzaqin, ca așa cum el a rupt această epistolă, această scrisoare, și Allah să-i rupă lui împărăția bucăți. Pe scurt, profetul sallallahu alaihi wasallam, după ce au emigrat din Mecca în Medina, după ce s-au stabilit în Medina, după ce au întemeiat un stat acolo în Medina, profetul sallallahu alaihi wasallam a început să trimite scrisori către conducătorii din zonă și nu numai. Scrisoare prin care îi chema la mesajul lui Allah, la credința în unicul Dumnezeu, la modul general începea prin a-i lăuda și îi chema ta'aleu ila kelimetin sawa in bainana wa bainakum. Veniți la un cuvânt comun între noi și voi, să nu-l adorăm decât pe Allah. Deci erau niște scrisori prin care el își exprima credința, vorbea de credința lui și de mesajul lui și chema pe acești conducători să urmeze acest mesaj al lui Allah. Într-una dintre, scrisorile care le-a pregătit, a trimis-o către regele sau conducătorul din Bahrain. Probabil acest conducător din Bahrain era sub autoritatea lui Kisra, regele Persiei, și el a trimis la rândul lui, a transmis mai departe această scrisoare, iar regele Persiei, când a citit scrisoarea și a văzut ceea ce scrisese profetul, bine, nu a scris el, au scris scribii lui, el a rupt această scrisoare, a făcut-o bucăți, la care profetul sallallahu alaihi wasallam, când a auzit acest lucru, bine, acesta era un nerespect față de un mesaj, o scrisoare pe care ai primit-o de la un conducător. Atunci s-a rugat la Allah ca și Allah, așa cum el a rupt mesajul lui Allah, mesajul scris de profetul lui Allah, și Allah să-i rupă lui împărăția. S-a rugat atunci pentru nimicirea lui sau pentru, să spunem, dărâmarea imperiului pe care îl conducea cel care a nesocotit acest mesaj pe care l-a primit de la trimisul lui Allah subhanahu wa ta'ala. De aceea era obiceiul profetului. Am spus într-o altă relatare cum profetul, când pregătea sau intenționa să trimite o astfel de scrisoare, i-au spus cei care aveau contacte cu, diplomatice, să spunem, conduceau, cunoșteau conducători, erau ei în sine conducători, știau că ceilalți nu citesc scrisorile decât dacă sunt ștampilate, dacă sunt sigilate. Și atunci profetul și-a luat un inel pe care a inscripționat Muhammad Rasulullah și ștampila scrisorile pe care le trimitea. Deci a trimis multe scrisori, avem multe relatări în acest sens, avem chiar și textul unor scrisori, dar va trece cu noi sau le vom pomeni în alte relatări.